Pe 7 ianuarie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul. Înainte, mergătorul Domnului Isus, cel care l-a botezat pe Isus Hristos. Sfântul Ioan este ultimul și cel mai de seamă proroc al Vechiului Testament, înainte mergătorul și botezătorul Domnului Isus. În această zi, slujba închinată praznicului, gospodinele aduc la biserică mai multe bucate pregătite în gospodărie: pâini, colaci cu stafide și unși cu miere, cozonaci, brânză și ouă. De asemenea, se sfințește vinul care se bea la masă, de obicei doar vin alb. Se împart pachete cu mâncare și vin, în primul rând săracilor și persoanelor care poartă numele de Ioan. Din această zi, timp de 3 zile, casa se stropește cu aghiazmă mare luată din ziua de bobotează, exceptând baia. Totodată, candela va arde în tot acest interval, pentru că în acea familie să se ia doar decizii înțelepte, chibzuite, și discuțiile să nu degenereze în tensiuni și gesturi necugetate. Prin această mare slujbă care se efectuează de preoți, și prin această slujbă deosebită, toate apele sunt botezate, prin care ne botezăm și noi, adică ieri care a fost Sfânta Bobotează, prin care se mai spune că prin acel botez al Domnului în râul Iordan, se mai spune și arătarea Domnului. Așa că noi o respectăm și o transmitem și la urmașii noștri. În această zi, aproape 2 milioane de români își serbează onomastica. Cei mai mulți, peste 1,4 milioane, sunt bărbați și se numesc Ioan, Ion sau Ionuț. Dintre românce, peste 530.000 răspund la numele de Ioana, Ionela sau Nela. Numele Ion provine din ebraică, iar principala trăsătură de personalitate a persoanelor care poartă acest prenume este adaptabilitatea, o calitate care îi va ajuta să reușească mai ușor în tot ceea ce își propun. Firea și comportamentul le sunt influențate de mediul în care cresc și de educația pe care o primesc.